Bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi răcoroasă pentru această perioadă și, în general, instabilă. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii extinse, îndeosebi în cursul zilei, vor cădea ploi și cu caracter de aversă, însoțite și de descărcări electrice. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metrul pătrat. Izolat vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 18 grade, iar cele minime între 6 și 8 grade Celsius. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi în Zalău, temperatura maximă a urcat până la 15 grade, iar minima s-a oprit la 6 grade. Pentru mâine, meteorologii anunță vreme mohorâtă și precipitații. În șumleul Silvaniei se vor înregistra temperaturi maxime de 20 de grade și minime de 8 grade Celsius. În Zalău, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei va urca până la 19 grade, iar minima va coborî la 7 grade. Și în Jibou și Cehu-Silvaniei, meteorologii estimează o maximă de 18 grade și o minimă de 7 grade. Miercuri, temperatura maximă nu va depăși 19 grade și cea minimă va scădea la 7 grade. Joi, mercurul din termometre va urca la 19 grade și minima scade la 8 grade. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. La revedere!